Salut, lei! Voi face citirea pentru luna nouă din Săgetător. Este o lună nouă în casa a cincea pentru voi, o casa distracției, a fericirii, a bucuriei, a educației, a călătoriilor, a jocurilor. Să vedem sfatul tarotului ermetic pentru voi pentru ceea ce puteți să faceți în această casă a fericirii. Așa au ieșit două deci, chiar voi lei, dacă sunteți bărbați, sunteți voi. Uh, vă faceți iluzii legate poate de o iubire, poate de jocuri, poate că unii dintre voi sunteți atrași de uh, jocuri, de speculații financiare, de ceva care se va aducă, să zicem, bani, foarte mulți bani. Și uh, voi aici chiar sunteți în așteptarea fericirii. Patru de cupe. Uh, luna în rac. Uh, așteptați ca această fericire să vină spre voi, să fie aceste cupe, să primiți aceste cupe. Uh, fericirea, bucuria, uh, iubirea. Și așa cum am atras atenția, vedeți că aveți aici. Amăgiri, iluzii. Venus în Scorpion, șapte de cupe. Aceste cupe, uitați-le că ele ascund ceva, au ceva, dar niciodată nu veți ști dacă este acea bucurie, acea abundență pe care voi o sperați, o așteptați fiindcă aici a patru de cupe asta reprezintă fericirea care vreți să vină spre voi și voi uitați-vă, așteptați să vină această bucurie la voi, fericire. Nu știu, a ieșit mai mult, zic eu, pentru un bărbat. Pentru o femeie care are ascendent, zodie sau lună plină în leu, ne putem gândi la un bărbat. Vă gândiți la un bărbat care are ascendentul sau zodia în leu. Și vă faceți tot felul de iluzii, șaptele de cupe. Aveți aceste iluzii, amăgiri, un fel de fata Morgana, o visare. Haideți să vedem. Ce spun dumnele. Nu spun deloc rău, să știți. le punem pe astea aici, asta, așa, și aici. Pentru voi este familia. Este, am putea spune, o familie care, poate pentru unii, în toată lumea, se dezbină, sau este o familie care trece printr-un moment dificil, o familie care are nevoie, poate, de... Un ajutor, de un suport, de un sprijin. Deci, este un moment dificil în familie. S-ar putea ca unii dintre ei care sunteți tineri să aveți așa ciocniri cu părinții și să fiți într-un moment în care vă doriți libertatea, vă doriți să uh, fiți independenți, să nu mai depindeți de părinții și vreți parcă să uh, Începeți ceva nou, vă doriți fericirea, vă doriți uh, viață nouă, uh, faceți iluzii, șapte de cupe. Și aici poate să fie vorba pentru unii și de un partaj în familie, și acest partaj să uh, primiți un răspuns din partea justiției, deci un răspuns la partaj sau să primiți, eu știu, partajul, cum să o face acum, la notar, eu știu, îi se spune, vă înțelegeți, dar este un răspuns din partea unor aspecte de, cum să spun, care țin de administrații. Un răspuns un final care îl primiți, și în același timp aici vi se spune că aveți o rună uh, arbole de tisă, aveți un blocaj în față, poate că acest blocaj vine, răspunsul acesta vine cu un blocaj și puteți să, uh, cum să spun, uh, să vă fixați un scop, fiindcă această rună spune fixați-vă un scop, fiindcă veți fi capabili să-l atingeți. Și acest scop este, iată-l, acesta, schimbarea. Puteți să vă schimbați în ideea pe care o aveți legată de fericire, de iubire, de speculații financiare, de noroc pe care vreți să-l căutați la jocuri sau, eu știu, în altă parte. Și aici arată că această rună va ajută să finalizați acest aspect legat de familie, să ieșiți din acest blocaj, de să vă fixați un scop, fiindcă veți putea ieși din acest blocaj, și uh, să vă pregătiți pentru o schimbare, fiindcă veți avea ca un fel de piatră de hotar de aici încolo, viața voastră va fi altfel, va duce altceva în viața voastră, să vă așteptați la o relație nouă, o prietenie nouă, o iubire nouă, venirea unui copil. Ceva care va aduce bucurie, fericire și o femeie puternică, din nou, acum vedeți, este pentru un bărbat mai mult. Deci, o femeie puternică, intuitivă. Care va ajută, vă susține, este o femeie care poate să vă aducă iubire, poate să vă aducă intuiția ei, sentimentele ei, ajutorul ei. Este o femeie puternică care va ajută să depășiți aceste situații. Deci, o energie feminină. Dacă sunteți femeie, vă gândiți la un rege de băte, dar s-ar părea că nu veți rezolva cu el această situație, ci cu sprijinul unei femei puternice sau chiar voi sunteți acea femeie puternică care reușește să depășească această situație și să-și găsească împlinirea, să-și găsească rezolvarea. Deci cam aceasta ar fi aspectele. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, fiindcă în această săptămână se va lua schimbările, se vor face ceva, luna nouă. Și readele le vom vedea la luna plină în săgetător, adică în primăvară, primăvară-vară. Eu vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.